Am făcut șabloanele, le-am decupat, acum le începem ca să le cosem, pentru a le da formatul ca să le punem pe calapode. Le cosem. După ce le-am cusut și le-am înmoiat, acum le punem să le tragem pe calapot, ca să le dăm formatul opincii. Cât stau pe calapot? Pe calapot stau 2-3 zile ca să-și ia formatul, că noi înainte de a le înmoiem, ca să-și ia formatul. După 2-3 zile să extrag uile și se aplică talpa. După ce s-a pus pe calapod, se lipește și se lasă o zi, două sau trei, să se usuce opinca. După aia luăm talpa și o aplicăm pe opinca. După ce este terminată opinca, poate fi și preferă mulți clienți și culoarea neagră. Această opincă este terminată cu talpa aplicată și față de toc. Și cu șnurile, hățurile, cum vrea să le denumească, oricare, dar la noi se zice hățuri. De ce sunt făcute opincile? Opincile sunt făcute din piele de bovină, talpa e tot de bovină, dar la o grosime diferită față de partea de deasupra opincii, talpa. Și retrurile sunt făcute din piele. Aici este atelierul unde lucrez și unde am puse la expoziție opinci, cizme, ghete, pantofi pentru dansatori. Acestea sunt opinci dacice. Acestea sunt opinci din zona munților Apuseni. Acestea sunt opinci mânățenești, partea Banatului. Fiecare își comandă cum vrea. Ca să poată umbla și pe stradă, noi le aplicăm și talpă pe ele, ca să fie mai rezistente.
Mă numesc Trifuț Iosif, sunt din orașul Câmpeni, județul Alba. Am în vârsta de 62 de ani. Eu am făcut școala de cizmar în Iași și școala de maestri. După terminare m-am reîntors în orașul meu, Câmpeni, unde am practicat meseria de cizmar. După Revoluție, am început să practic meseria și să confecționez opinci tradiționale, din care confecționez și zi de astăzi, cu mare plăcere. Este o meserie foarte grea, mizerabilă, din care nu vrea să învețe nimeni. Materialele se găsesc foarte greu. De ce? Deci nu mai sunt fabricile în țară la noi ca să mai poată prelucra pielea. Se lucrează mult cu mușama, cu imitații. Și luați pielea din afara țării? Da. Din Turcia, cea mai convenabilă pentru noi. E scumpă? Da. O metru de piele între 180 și 200. De lei? De lei. Noi. Talpa se vinde la kilogram, din care se confecționează, se pune talpa la cizmă sau la o pincă care dorește. Și aia cât costă? E mai scumpă? Aia e la 160 kg. Deci din punct de vedere financiar, dumneavoastră să rentați ca să faceți o pinci, ca să zic așa? Rentabil nu ar fi, dar e un hobby al meu care nu-l pot să-l uit. Și dacă aș putea și ar vrea cineva să învețe, eu cu mare plăcere îi predau ca să poată să lucreze. Eu lucrez cu scule vechi, de 100-150 de ani. Mașina care se vede acolo e de 150 de ani. Eu lucrez cu clește, ciocan, falț, rașpăl. Eu nu lucrez mecanic, eu lucrez tot manual. Cum stați cu vânzările acum, în perioada asta? Vânzările acum, în anul ăsta, au fost foarte slabe, pentru că a fost boala asta, COVID-ul, din care nu am putut să mergem pe la târguri de meșteri populari, nu mai pot ce să vând pe internet. Și dacă ar fi așa să faceți un calcul, cam cu cât au scăzut vânzările aproximativ? Mi-au scăzut cu 50-60%. Dar încă mai aveți comenzi, da, pe internet? Da, tot mai vin comenzi pe internet. Restul, târgurile, anul ăsta nu a fost niciun târg. Ce model de opinci aveți aici pe masă? Avem mai multe feluri de modele, dacice, universale, cu talpă aplicată, bănățene, cu găicuțe, avem ghete pentru dansatori, pantofi, cizme. Foarte mulți solicită așa ceva, așa cu talpă, dacice. Astea dacice sunt foarte căutate, dacice. Cele mai căutate sunt opincile dacice. Alea sunt. Da. Și după aia? După aia opincile, partea banatului, bănățeneștile, astea. Văd că faceți și cizme. Și cizme fac pentru asambluri de dansatori din întreaga țară și de peste hotare. Am vândut la străini, am comenzi de la străini. Asta vreau să vă întreb. Străini vă caută? Da. Trimiteți? Da. Cam pe unde așa și câte? Pe Franța, pe Marea Britanie, pe Olanda. Sunt români? Sunt români plecați acolo sau sunt străini? Nu, ala dacă au venit în târg și au văzut o pereche, îmi cere carte de vizită sau ceva și mă contactează pe internet și le expediez unde sunt. Ei când vin în țară străinii și văd așa ceva, zice că n-au văzut lucrări de așa ceva de la ei în țară. Când a fost ultima dată când ați trimis opinci în străinătate? Dacă... Acum, de vreo lună. De vreo lună. Și da. Știți unde? În Germania. O pereche sau? Nu, 5 perechi. Prețul variază în funcție de model,
cât material intră într-o pereche, de exemplu, ăstea la 250. Ăstea-s la 200. 250. În funcție de model și de mărime. Uite, de exemplu, ăsta-s mărime mai mic, ăsta-s la 100. Opincele înseamnă sănătatea picioarelor, a corpului. Pentru că în opinca nu ține transpirație în ea. Nu-i piciorul închis acolo. Ușor. Nu se fac bătături la opincă. Și ține căldură. O comodate din nou poți aproape cu orice altă încălțamă ca opinca. Și frumoase. Cum era când erați fost dumneavoastră mai tânără, fată? Am purtat cam până pe la 15-16 ani opinci. Dar și la biserică am mers cu opinci, mai mică, puțin. Și erau opincile care erau acasă și opincile care mergea la biserică. Măcar că nu se mergea atunci des copii la biserică. Trebuia să fii tot grijit de cineva, de bunica, cam eu bunica era mai mult, că am fost dusă la bunici. Deci ați avut două perechi de opinci, o pereche de opinci care umblați fiecare zi și o pereche da. De opinci care... Cum să spun, două perechi de opinci erau mai mari pentru iarnă și mai mici pentru vară. De ce? Ca să fie mai ușoară, să mai poți alerga după animale, după fugă încoași, fugă încolo. Dar iarna nu vii fric cu ele? Erau ciorap de lână. Ciorap de lână și două perechi să luau. Și se făcea ciorap de lână până la genunchi atunci. Și atât, în sus era piciorul gol. Cum vi se pare prețul la opinci în ziua de astăzi? În ziua de astăzi, cred că e mai scump, dar drept să vă spun, nu mai țin minte cât erau perechi de opinci, dar oricum erau șușteri. Șușteri le zicea la... meșterii care făceau opinci. Acolo se ducea bărbații care erau mai mari, mai aveau păpuci de prin război, aduși acasă, în ordinii de sculț. Și se duceau la șușter să puie potcovă. Și băteau la pod, jucau și se auzeau un pic acolo. O pantă din aia era pusă. Văd că noastră aveți niște opinci care se spun așa dacice. Da, astea sunt dacice, pentru că opincile sunt construite în așa fel ca să nu intre apa. Nici de o parte, nici de alta. Opincile mele vechi, care nu erau atâta de chisite și atâtea materiale să pui, să cam băga apa, dar călcam foarte fin. Aveai grijă mare pe unde călci. Da, da, că nu rămâneai toată ziua ud la picioare.
Aici la dumneavoastră în Câmpeni este un meșter care face opinci. Da, e venit din Avramiancu. Prețurile la mine la o pereche de opinci începe de la 160 până la 250, din care acolo e costul materialelor, munca mea care o efectuez. De la dânsul, pentru că eu cum când la instrument, la tunic, trebuie să mă duc în scene și în concursuri și nu iei notă cu pantofi. Cum ai cântat de bine dacă nu ești autentic după vechi, adică îmbrăcat, fără opinci, nu. Dar mi-a făcut cineva mai în vremuri, când erau fetele mici, după mărimea lor mai mici, și la scenă, acolo ne încălțam, în spatele scenei, și nu le purtam. Îți valoroase pe opincile? Da, și ușor, ușor, nu obosești, nu te dor picioarele, nu se fac acolo pătături.